În această ediție, Stella Popa a pregătit o rețetă de salată colorată, delicioasă și aromată. Prezentatoarea TV recunoaște că nu este o bucătăreasă excelentă. În schimb, dacă intră în bucătărie, atunci neapărat prepară ceva deosebit. Iar secretul ei este că o face cu multă dragoste. Putem confirma, salata gătită de Stella Popa ne-a încântat papilele gustative. Îți recomandăm să o încerci, cu siguranță vei rămâne încântată de amestecul de gusturi și arome. Dragii mei, astăzi vom găti o salată deosebită, spun eu, pentru că are niște ingrediente pe care nu le folosim chiar în fiecare zi acasă. Mie îmi place foarte mult salata, dacă aș putea, aș mânca și dimineața și seara și la amiază. Și este foarte bine, este foarte sănătos, mai ales pentru o femeie. Astăzi vom folosi următoarele ingrediente. Vom începe cu mango. Ceapă verde, mai prindem ceapă verde în acest sezon. Avem și usturoi pentru femei. Usturoiul este foarte bun pentru că este un antifungic excelent. Și avem și ardeiul copt, evident fără ulei și sare nu se poate. Uleiul, ci că ne-a fost lăsat de zei, dacă e așa, de ce să nu-l folosim? Haideți la treabă! Decojim mango și îl tăiem felii subțiri. Cunoscut drept regele fructelor, este foarte bogat în antioxidanți, sărac în calorii și plin de vitamine și minerale. Aceasta va fi o salată colorată. O salată colorată înseamnă că îi place atât soțului cât și copilului. Aspectul foarte mult contează. Așa, am terminat cu mango. Dar stați, am zis de soț și de copil, dar am uitat să vă zic și de soacră. Când vine soacra în vizită, vă garantez că dacă faceți o salată de acest fel, o încântați. Și continuăm cu ceea ce mie îmi place foarte mult. Este vorba despre ceapă. Ceapa este cea care dă culoare atât în farfurie cât și în stomac. Știu că multora nu le place ceapă și ar fi bine din copilărie să educăm acest gust. Eu foarte greu am acceptat ceapa, dar în timp am înțeles beneficiile ei și asta încerc și copilului meu să-i spun. Și chiar îi pun în supică. Și de mic copil am pus în supică ceapă, mi-a arătat de fiecare dată ca și morcovul de altfel, îi plăcea și acum copilul meu caută anume ceapa în supă, în salate. Vă recomand să le dați copiilor ceea ce fac și eu acasă, să le dați copiilor salată din, cred eu, de la un anișor, așa, noi așa am început, pentru că de mici trebuie să le educăm gustul gastronomic copiilor. Până la urmă, culinaria este o artă, dar și felul în care mâncăm este o artă. Pe mine mama acasă m-a învățat să gătesc, dar nu a insistat foarte mult. Asta a venit așa în timp. Nu e cea mai mare pasiune a mea, dar în timp începe să fie o pasiune. Nu ai încotro. Usturoiul. Îmi place foarte mult usturoiul și vă spun de ce îmi place usturoiul foarte mult, pentru că pentru femei, repet, așa cum am mai zis, este un dar și nu numai pentru femei. Îl tasăm foarte bine. Continuăm cu ardeiul copt. Mi-amintesc din copilărie încă mama făcea ardei copt și eu stăteam lângă ea și tot îi spuneam că atunci când voi face și eu un copil și când voi fi mare, ceea ce am să fac va fi salată de ardei și toate conservele pentru iarnă, ca să fiu o adevărată gospodină. În concepția mea, în momentul în care mama făcea conservele, le punea și le pregătea pentru iarnă, eu credeam că ea este cea mai mare gospodină. Și pe bună dreptate, mama mea a fost o gospodină și este o gospodină desăvârșită, am avut multe de învățat de la ea. Am fost curioși să aflăm ce mâncare se consumă cel mai des în familia Știristei. Rețeta casei noastre este peștele la grătar. Mie îmi place foarte mult peștele, dar pe lângă pește trebuie să avem și o salată, da? Mie îmi place salata cu pește și e cea mai rapidă mâncare posibilă. Dacă am venit de la serviciu și sunt obosită, am pus peștele la grătar, l-am făcut imediat. Nu ne plac mâncărurile grase, mâncărurile greoaie. Nu sunt genul. Cred că așa m-am educat în timp. E și o autoeducație și rezonăm la acest capitol cu soțul. Încerc să transmit și copilului meu această lecție. Asezonăm salata cu sare. Vă mai amintiți de acea poveste în care se spunea cât de importantă este sarea? Eu mi-amintesc și cred că lecția aia din poveste este o lecție de viață, de fapt. După sare punem ulei,
Astăzi avem ulei de la flori, să-l folosesc și eu, îl cumpăr, îmi place. Punem totul cu măsură și cu grijă, nu trebuie să exagerăm la niciun capitol. Și acum mestecăm salata. Aoleu, ce frumusețe aici! Cât fac eu aici un pat de frunze de salată, vă mărturisesc foarte sincer că eu gătesc destul de puțin acasă, am noroc de mama mea, dar când o fac, o fac cu multă dragoste și zice soțul meu că îmi reușește. Schimbăm farfuriile și ceea ce îmi place mie cel mai mult este ca la un buletin de știri. Finalul. Așa, finalul trebuie să fie cu multă dragoste făcut și cel mai important, să zâmbiți la final. Și uitați-vă ce aspect frumos are salata. Delicios! Chiar sunt adevărată gospodină!